Nu ține ură, vrăjmășie sau invidie. Calcă-ți pe inimă, mergi și te împacă cu toată lumea și mai ales cu cei cărora le-ai greșit. Iartă din toată inima ta pentru ca și Dumnezeu să te ierte pe tine. Spovedește-te cât mai grabnic la preotul tău duhovnic și nu-l schimba. Mărturisește toate greșelile și patimile, gândurile și intențiile rele. Nu te certa, nu blestema, nu înjura. Cei care înjură se aseamănă celor care au scuipat fața Domnului nostru Iisus Hristos în timpul pătimirii sale. Roagă-te cu smerenie în fiecare zi, dimineață, seara și de câte ori poți. Roagă-te pentru binele dușmanilor, împlinind astfel porunca Domnului și El îți va da pace în suflet, bucurie și înțelegere duhovnicească. Fă milostenie după puterile tale, adică ai milă de alții, ca și Hristos să aibă milă de tine. Ajută orfanii, văduvele, săracii, familiile nevoiașe sau cu mai mulți copii, fără a-i judeca pentru lipsurile lor. Întoarce la credință pe cel căzut ori neștiutor, dăruindu-i un sfat bun, o carte de zidire sufletească, o candelă sau o icoană. Mergi și vizitează un bolnav, un suferind, un infirm sau un neputincios. Ușurează suferința și vei putea să auzi și tu la judecată chemarea Mântuitorului de a moșteni împărăția cerurilor. Pomenește și fă milostenie pentru cei adormiți după rânduierile bisericii, în semn de iubire, recunoștință și neuitare față de ei. Ai grijă să nu te mândrești cu postul tău și cu nimic din ceea ce faci bun, ci în fiecare zi să spui: slugă netrebnică sunt, pentru că am făcut numai ceea ce eram dator să fac. Postiți pentru că ați păcătui, postiți pentru a nu mai păcătui, postiți pentru a primi darurile Duhului Sfânt și a păstra ceea ce vi s-a dăruit. Acesta să fie îndemnul, să postim cu folos. Fă din ziua împărtășirii tale cu Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului Hristos cea mai fericită sărbătoare vieții tale, trăind bucuria învierii.